Stimați cetățeni ai României, ne apropiem de sfârșitul unui an care pentru țara noastră a marcat un moment de cotitură istorică. Prin voința neclintită a maselor și acțiunea hotărâtă a tineretului a fost răsturnată dictatura personală a lui Ceaușescu, care a adus daune enorme țării și suferințe fără seamăn poporului român. O linie călăuzitoare în tot ce întreprinde frontul salvării naționale trebuie să fie promovarea democrației în toate sferele vieții sociale, o veritabilă participare a maselor la actul decizional și controlul lor asupra factorilor de conducere. Vom promova de asemenea activ ideile programatice ale frontului privind realizarea unui larg pluralism politic de natură nouă, nu bazat doar pe existența mai multor partide, ci pe o veritabilă afirmare a unui larg cadru democratic în care să se poată afirma toate tendințele, toate interesele și toate valorile, să poată fi atrase la muncă constructivă toate forțele creatoare ale țării.